Biserica Ortodoxă Română l-a pomenit astăzi pe Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, Mitropolitul Banatului. Cu acest prilej, Catedrala Mitropolitană din Timișoara și-a sărbătorit unul dintre hramuri. Numeroși credincioși bănățeni au participat la programul liturgic și s-au rugat Sfântului Iosif cel Nou. Trecerea lui în rândul Sfinților a fost hotărâtă în anul 1950 de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, iar în anul 1956, la Timișoara, a avut loc proclamarea solemnă a canonizării sale. Sărbătoarea Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș a început încă de ieri seară la Catedrala Mitropolitană din Timișoara cu slujba veceriei, la finalul căreia clericii și credincioșii au mers în procesiune pe străzile orașului, însoțind dracla cu moaștele Sfântului Iosif cel Nou. Zi de sărbătoare în părțile Banatului, când credincioși din această parte de țară și nu numai, au venit să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru că în urmă cu aproape 400 de ani le-a trimis un păstor sfânt, pe Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș. Așa au dorit credincioșii din acea vreme. Și-au dorit un păstor sfânt și așa le-a dat Dumnezeu. Pentru că Sfântul Iosif, încă din viață fiind, a fost recunoscut atât în Muntele Athos, cât și aici în Banat, a fi un om cu viață sfântă. Mă bucur de asemenea că, iată, după atâtea secole, în memoria credincioșilor de aici, din această parte de țară, Sfântul Iosif n-a dispărut, ci din generație în generație, din tată în fiu, vin la priveghere și la slujbele care se săvârșesc aici și iată, prin grai viu, s-a păstrat atâtea sute de ani cele săvârșite în viață de Sfântul Iosif de la Partoș. Sfânta liturghie a fost săvârșită de un sobor de 5 ierarhi, sub protia înalt preasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului. La sărbătoare au participat și ierarhi din bisericile ortodoxe surori, preasfințitul Părinte Inocentie, episcopul de Burundi și Rwanda, și preasfințitul Părinte Nicanor, episcopul ortodox sârb de Banat.